Peste 1200 de apartamente din Chișinău au rămas fără gaz după ce o țeavă s-a spart. Incidentul s-a produs în după amiaza de 21 august pe strada Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana, în timp ce la fața locului un grup de muncitori care lucrau la construcția unui bloc făceau săpături. Din imaginile publicate pe o rețea de socializare se vede cum conducta de gaz care s-a spart a aruncat în aer un nor de praf. Imediat la fața locului a venit o echipă de specialiști de la Moldova Gaz. Potrivit administrației companiei energetice, un agent economic a spart conducta de gaz. Acesta nu ar fi coordonat proiectul de construcții. Moldova Gaz urmează să calculeze prejudiciul adus, iar antreprenorul va acoperi cheltuielile. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Avaria a fost reparată la ora 18, iar locuitorii din sectorul Ciocana al capitalei au fost reconectați la gaz.